Mii de zemuri urât mirositoare curg zilnic pe străzile municipiului Petroșani din mașinile care cară gunoiul menajer. Levigatul se scurge direct în stradă, iar centrul orașului miroase de nu poate fi respirat aerul. Asta înseamnă că a trecut mașina care colectează gunoiul. Ploile au acumulat apă în containerele rămase deschise și toate zemurile se scurg din mașina care le transportă în momentul în care gunoierii le colectează de la spațiile din oraș. Zilnic, zeci de oameni se revoltă pentru ceea ce se întâmplă și doar pentru că a plouat mult, situația a mai fost oarecum spălată. Asta pentru că responsabilii cu salubritatea nu prea fac nimic, deși situația pare chiar de competența celor de la Garda de Mediu. Asta pentru că mirosul și dârele imense de murdărie umplu de luni bune tot drumul pe unde trec mașinile. Cunoaștem situația din cele patru autocompactoare pe care le avem. Pot să vă spun că în această săptămână am adus de la reparat, de la reprezentanță, una dintre ele. Mașinile au o vechime destul de mare, 90 ani, și sunt defecte pe anumite componente. Așa cum am spus, am adus mașina reparată, urmează să reparăm și pe celelalte, din patru, doar două sunt cu probleme și în cel mai scurt timp posibil eu cred că se va remedia această situație pentru a nu mai curge levigat din aceste autocompactoare. De vină ar fi, spun cei de la Direcția de Gospodărire a Primăriei în Petroșani, garniturile mașinii de compact, care nu mai sunt etanșe și nu răspândesc doar mirosul prin oraș, ci lasă în urma lor dâre uriașe cu zemuri ce duhnesc și toate în condițiile în care mașinile noi stau în garaj, au ieșit din garanție și așteaptă să fie definitivată contestația. Din păcate, așa este, Asociația Dezvoltare Intercomunitară, gestionarea deșeurilor la nivelul județului Hunedoara are achiziționate un anumit număr de utilaje, echipamente, stații de sortare și transfer, așa mai departe. Din păcate, licitația, din câte cunoaștem, este contestată și nu avem operator pentru zona 4, în speță pentru Valea Jiului. În continuare, ne desfășurăm activitatea noi, în regie proprie. Noi nu avem firmă sau societate sau orice altă formă de gospodărire a gunoiului menajer. O facem în regie proprie, cu angajații proprii și cu utilajele pe care le avem în dotare la nivelul primăriei municipiului Petroșani. Situația este cu atât mai gravă cu cât trenează de când a început vara, iar mirosul devine insuportabil odată cu trecerea la prima ora dimineții a mașinii de gunoi. Muzică, mâncare, port tradițional, cultură, obiceiuri și tot ce înseamnă inima satului tradițional sunt promovate prin acțiunea denumită generic Satele Unite ale României. Acțiune ce acum se desfășoară în comuna Baru Mare. Au venit reprezentanții ai Universității Babeș-Bolyai, care acum sunt parteneri în această acțiune. Iar comuna aflată lângă Petroșani este în sărbătoare, acum în anul centenarului, acțiunea fiind una itinerantă. Este unul din trei evenimentele ce se încadrează perfect în anul centenarului, Satele Unite ale României. L-am îmbrățișat cu drag acest proiect pentru că el promovează valorile naționale în mijlocul generației față de care suntem datori, de către părinții și bunicii noștri care au scris istorie. Iar comuna Baru n-a putut să rateze acest proiect venit către noi din partea Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Au fost invitați artiști populari. Întreg satul a asistat la povești spuse de cei care studiază istoria la școli superioare. Au gustat din mâncare și au vorbit despre viitor. Faptul că în această zi, după amiaza acestei zile, se desfășoară Satele Unite ale României la Baru, este o împrejurare fericită și nu este rodul unei întâmplări, ci faptul că noi existăm în comunitatea locală de 10 ani, cu sprijin din partea autorităților, credem cu încredere și cu prietenie din partea cetățenilor și vrem să întoarcem comunității ceea ce ea ne oferă, deschidere, prietenie, inițiative iată, culturale, dar și științifice, că avem aici sesiuni, conferințe și internaționale și naționale. Astăzi și aici la Baru, satul, comunitatea locală este implicat în acest proiect național Satele Unite ale României, pentru că în anul centenarului trebuie să
să căutăm, să inventăm orice mijloace, orice activități le găsim la îndemână pentru a reface solidaritatea între oamenii din această țară. Proiectul Satele Unite ale României îi aparține lui Peter Harley, un irlandez care vrea să revigoreze viața la țară, iar în această săptămână din anul centenarului, acțiunea are loc la Barul Mare. Tot acolo, miercuri seară, veți putea viziona și o piesă de teatru cu tentă istorică pusă în scenă de profesorii și studenții Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Aproape 40 de litri pe metru pătrat s-au înregistrat la Petroșani luni după amiază și ploile torențiale nu se opresc aici. Cei care gestionează sistemul hidrotehnic al apelor din bazinul Jiu spun că nu și-au ieșit din albi apele de munte, dar nivelul acestora a crescut simțitor. Asta a generat urgentarea unor lucrări planificate în acest an, iar la confluența pârâului Dracului cu Malea, angajații de la Apele Române au demarat consolidarea malurilor. În interval orar 14-15-30 în Petroșani, în aeroport, 35 de litri, de fapt 28,5 și până azi dimineață 35,5 litri, cel mai mult din Valea Jiului. De asemenea, ploua la Petrii la 29 de litri și mai puțin în zona Câmpului Neagu ne-a plouat numai 10 litri pe metru pătrat. Sigur, pe fondul acestor precipitații au crescut nivelul apelor pe cursul din Valea Jiului cu 17-18 centimetri. Nu pot să spun că ne-au creat probleme. Avem o lucrare de consolidare a malului cu zid de sprijin din beton. Se lucrează cu forțe proprii, sunt lucrătorii de la Apele Române. O avem în programul de gospodare a apelor pe 2018 și cu finalizare în august anul acesta. În această zonă, la confluența celor două ape de munte, au loc mereu inundații, iar lucrătorii de la Apele Române au considerat lucrarea prioritară în această perioadă în care precipitațiile au fost uriașe. În anii trecuți aici a ieșit apa la două case, le-au inundat curțile și chiar casa. De altfel, aici eu zic că rezolvăm problema, e, cum vă spuneam, un punct critic. Investițiile pe care Apele Române le-au făcut în zona în care fiecare pârâu de munte străbate orașul s-au dovedit eficiente și chiar dacă a plouat enorm în ultima vreme, nu au fost inundații. La finele anului 2016, în bugetul primăriei Lupeni au intrat peste 5 milioane de lei, însă fiind final de an, nu s-au putut face investiții. Așa se face că acum cei din primărie așteaptă să primească din nou banii de care au nevoie în mai multe proiecte de investiții. Se va face o rectificare și Lucian Resmeriță se bazează și pe acești bani pentru că are planuri mari. În urma discuțiilor pe care le-am avut, avem promisiunea că aceste situații se vor rezolva. Nu știu dacă se va rezolva 100%, dar noi ne bucurăm și de o parte dintre ei să se rezolve, deoarece avem mare nevoie de fonduri. Într-o jumătate de an, primarul spune că pentru municipiul Lupeni a depus 6 proiecte pe fonduri europene, suma totală fiind de aproape 25 de milioane de euro. Sunt vizate școlile din oraș, iluminatul public, dar și asfaltul din anumite zone. Dar pentru toate, așteaptă bani de la guvern. Noi deja avem foarte multe proiecte în vedere. Noi am și luat de la începutul anului în considerare că vom primi banii aceștia și avem câteva proiecte care sunt și licitate la acest moment. Așteptăm doar să obținem finanțarea de care avem mare nevoie. Deci noi ne-am făcut deja treaba în această perioadă de timp în acest an. Ne-am făcut daliul, le-am făcut proiectele, le-am licitat și am scris, bineînțeles, în momentul în care am încheiat contractele că vom da drumul la lucrări doar atunci când vom obține banii de la minister, banii pe care noi îi merităm, că sunt ai municipiului Lupeni. Toate speranțele sunt îndreptate acum spre rectificarea bugetară și nu doar municipiul Lupeni are planuri cu banii din această sursă.